Hristos z nášho. Slavíci. Hristos na čeruri. Întâmpinați-mă! Hristos pe pământ! Înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-l în popoare! Că s-a preamărit!
generez simbol, jalucru, al Patriarhiei Române. Încă o dată un rând de aplauz. Condus și dirijat de conferențialul universitar dr. Lovinița Buțanu, înființat în 18 septembrie 1990 de profesorul Diacon Jean Dupuy, binecuvântarea preferitului părinte Patriarhul Artist, constituie o prezență neîntreruptă în peisajul cultural artistic românesc și internațional. De la bogată activitate concertistică din țară, din străinătate, până la participările la festivalurile și concursurile internaționale de profil, corul simbol Jalucru a confirmat valoarea și calitatea actului artistic, transformându-se într-un veritabil vector de imagine al României. Încă de la începutul apariției sale, corul s-a remarcat ca deschizător de drumul, marcând numeroase premiere pentru peisajul cultural românesc. A fost primul cor de copii înființat ca asociație după Revoluția din decembrie 1989, care s-a ridicat pe propriile puteri și a rămas la un nivel ridicat de 33 de ani. A fost primul cor de copii care a susținut un concert de colinde la Ateneul Român, în anul 1990. Primul cor de copii și singurul care a dat integral răspunsul la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, primul care a înregistrat un disc de colinde în 1991 și apoi lucrul al plângă obținut cătările Sfinte Liturghie, cu preot și diacon, în 1992. Mai mult, simbol, este singurul cor de copii din România care își însușește repertoriul prin descifrarea partiturilor, ceea ce constituie o particularitate care reprezintă o marcă distinctivă a corului. Corul simbol, Jalucru, a cântat pe marile scene ale țării, Ateneul Român, Sala Palatului, la Difuzirea Română, Opera Națională din București, Universitatea Națională de Muzică, Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Banca Națională României, Tinerina Română, Uniunea Compozitorilor, Filarmonicile din Oradea, Satu Mare, Craiova, Brașov, Târgu Mureș și Nou Sibiu, Teatrul de Operă și Operetă Naelana din Galați, Opera Română din Cluj, în diferite universități, dar cum și în numeroase biserici și catedrale din capitală și din țară. Se cuvine a evidenția faptului că Filarmonica George Enescu include în fiecare stagiune a sa două concerte ale corului simbol Jalucru. În cei 33 de ani de activitate neîntreruptă, formația a acumulat un palmares impresionant, concerte în întreaga lume, o bogată discografie, dar și peste 30 de premii naționale și internaționale de mare valoare. Corul simbol Jalucru a imprimat în carte la Televiziunea Română peste 100 de lucrări corale și a realizat 10 discuri și 17 CD-uri. Merită a fi consemnată nominalizarea corului de două ori la rând, în 2001 și 2002, la premiile industriei muzicale românești, alături de artiști profesioniști Ion Voicu și Mădălin Voicu, Daniel Băchescu și Corul Madrigal. În anul 2008, corul simbol Jalucru a fost nominalizat la premiile revistei Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și muzicologilor din România. În aplauzele dumneavoastră, corul de copii și tineret simbol Jalucru al Patriarhiei Române, condus și dirijat de conferențialul universitar dr. Lovinița Buțanu Stăreanu. Thank you.
Maribel Vordemăr, solistă Maria Nistor, la percuție Dorotea Dogaru și un colind pe care cândva l-a cântat Manasâmbul, vestita Manasâmbul, la mulți ani, soror și frați. La percuție aceeași Dorotea Dogaru și Ziana Sandru. Și ni scai și copii!
spectacol și am avut un moment muzical în care se dorea să fie și o prezentare. Aduc și eu acel moment aici, la domniile voastre, m-a trimis mama la capre, solistă Maria Mista. Thank you.
con la Venuzia Dorotea Dogan. Thank you.
acolo de unde au plecat. Steaua sus răsare pe lucrarea lui Ioan Benchirescu. Să fie la
facem lansarea ultimului CD la prezenția voastră și sunteți prima persoană care îl primește. Vă rog să-l primiți cu toată dragostea.
într-adevăr, o seară de bucurie și nu știu dacă putem cuprinde cuvinte mulțumirea pe care trebuie să le acordăm oaspeților noștri, corului Simbol Jean Veliște.
acele experiențe este la toată sale, țara sa istorială. Dacă se începe de Corvăți Cărinia, iubiți credincioși și credincioase, sunt urmă de cuvânt, dragi copii, și mai mari, membrii ai celor trei formații corale, care vrea să-i încălzăm în această seară. Când trăiești o bucurie atât de profundă, îți vine aminte și cuvintele Sfântului Apostol Petru de pe muntele Taborului, că vine al cu nouă să fim aici, să facem mai multe colibe, ca să permanentizăm, să eternizăm bucuria comuniunii de credință și iubire în Hristos, care a fost, iată, exprimată în această seară și prin intermediul frumoaselor noastre colinde românești. Interpretate, cum s-a spus, cu foarte mult profesionalism și sunt deosebit de încântat să constat în această seară că și cele două formații de la Frâșani, corul simbol al Marhii noastre, Pastilia, a fost la foarte mare înălțime, de asemenea corala Catedralei Sfânta Cuvioasă, Parascheva de Bocșani și, desigur, invitații special de la București, corul de copii și tineret simbol Jean Lucu, dirijat foarte multe copii de doamna profesoara Lumința Guțanu. Ne umplu sufletele de emoție și de bucurie ori de câte ori ascultăm aceste frumoase colinde. Și mai ales în preajma sărbătorii de Crăciun sau a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Le-ați mai auzit și în acest an, că ele au început să fie interpretate mult mai devreme decât sărbătoarea Crăciunului, noi am optat pentru sărbările de Crăciun sau concertele tradiționale de Crăciun cât mai aproape de sărbătoare. Pentru că aceste sărbări se înscriu, cum le spuneam și semnioriștilor de la Muzeul Aseară, în rânduiala noastră bisericească pe care o presupune un praznic împărătesc, cum este nașterea Domnului, înainte prezumirea. Trăim cu anticipație bucuria nașterii Domnului prin intermediul mai multor slujbe și iată și prin intermediul colindelor pe care le-ați auzit. Un colind care mi-e place foarte mult, coborâta Moș Crăciun, prin tur la bisericii la icoana Precistii. Acesta ar fi colindul care ne îndreptățesc pe noi, ca în această seară, în catedrală, să trăim bucuria colindelor, nu doar să asistăm și să audiem niște colinde. Pentru că la români colindul este mai mult decât o piesă muzicală. Frumos armonizată în secolul 20 și în secolul 21 de oameni cu har și foarte multe dăruiri. Ele vin din adâncul istoriei, dar toate colindele românești, avem foarte multe, exprimă taina întrupării Fiului Dumnezeu și a nașterii cele mai presus de fire a Mântuitorului Iisus Hristos în Iesca Betleemului. Părintele Ionuț Grinia la început a tâlcuit foarte frumos și întemeiat din punct de vedere teologic și patristic acest obicei de la noi care a intrat în viața bisericească ca preoții să colinde pe credincioși din casă în casă cu icoana cântând rugăciunea Domnului. Și mi-aduc aminte în satele din Moldova,
După preot intrau stelari, colindătorii busteau și apoi ceilalți colindători. Preotul deschidea calea și urma colindătorii. Toți propovăduind adevărul despre întruparea în Hristos, pe care Dumnezeu Tatăl l-a trimis în lume să se nască și să crească și pe noi să ne mântuiască. Pentru că scopul întrupării este mântuirea credincioșilor, adică a celor care au crezut în Iisus Hristos și, desigur, salvarea tuturor oamenilor. Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu s-a întrupat numai pentru cei care aveau să creadă în El, ci și pentru cei care încă n-au ajuns la cunoștința adevărului, pentru că și în ei s-a întipărit chipul lui Dumnezeu, care este chipul Tatălui, adică chipul lui Hristos. Ne exprimăm prin colind bucuria, dar și recunoștința față de Dumnezeu Tatăl, pentru că mila dăruită de Hristos. Iar noi, la rândul nostru, avem datoria de a dărui semenilor noștri iubire, bucurie, lumină, fericire. Și în această seară, concertul de colinde tradițional organizat aici, din Focșani, constituie un dar, un regal, pe care cele trei formații corale vi l-au făcut frăților voastre, drept credincioși creștini, care ați ales ca în această seară să fiți împreună cu noi. Doamna profesoară Luminița Luțanu Stoian amintea despre atașamentul meu față de corul de copii și tineret simbol. Și aceasta se explică prin faptul că pe vremea când eram la Patriarhie Episcopitară Patriarhal, am colaborat deseori cu cel care l-a întemeiat, diaconul, pe atunci era profesorul și ulterior diaconul Jean Lupu, care s-a adăugat ca nume în titulatura acestui cor. Pentru că a fost și a rămas în continuare o emblemă a muzicii bisericești românești. În numele Patriarhiei Române, acest cor trebuie să fie prețuit, apreciat și ajutat. Și întrucât a crescut oarecum sub ochii noștri pe vremea aceea, vremea de pomenirii Patriarhului Chris, care a binecuvântat înființarea corului, apoi profesorul Jean Lupu, care a ostenit cu timp și fără timp și s-a străduit în toate felurile ca să obțină sprijinul necesar pentru ființarea acestui cor, și iată, ceilalți episcopi care patriarhal și nu numai, ne-am implicat de cât a fost cu putință să-l sprijinim. Venit la muzeu, desigur că n-am putut să uit și de aceea au fost și sunt bineveniți în epatia noastră, pentru că realmente ne încântă prin frumusețea și prin glasurile cristaline ale acestor copii minunați. I-ați auzit, sigur că au repertori mult mai divers, mai bogat. Sunt încă foarte multe piese pe care mi-am dorit să le mai aud, dar o să le ascult la CD sau cu alte ocazii. Și ați remarcat ce talente există vedul copiilor noștri din capitală și iată și din capitala Unirii, care este orașul Focșani. În seara aceasta am trăit sentimente de profundă bucurie și de satisfacție, de mulțumire sufletească, pentru că este aprit Ionuț Lilian, dacă anul trecut le-am dat 9, anul acesta 10 felicitări. Și corului de copii, i-ați auzit cât de omogeni au fost copilașii noștri de la Pastia, dar și corala noastră a Catedralei Sfânta Cuvioasă Parascheva. Așa încât, cu inimele pline de bucurie, să parcurgem și celelalte două zile care au rămas de la plasă în anștrii Domnului, și iubiți credincioși, să vă străduiți, să pătrundeți taina
În omenire lui Dumnezeu și când se declima în Dumnezeirii omului prin întrupare lui Dumnezeu, pentru că țelul vieții noastre, calitate de creștini, este unirea cu Hristos. Ne unim cu Hristos prin mărturisirea dreptei credințe, dar și prin participarea la Sfânta Liturghie și de împărtășirea cu trupul și scumpul său sânge. Așa încât la Sfânta Liturghie din ziua de Crăciun, nimeni nu trebuie să lipsească de la biserică. Ca numai după aceea, adunându-se membrii familiei în jurul mesei de Crăciun, să-i mulțumească lui Dumnezeu că există. Să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul vieții, pentru darul sănătății, darul libertății. Și pentru că, iată, ne-au ocrotit și ne-au protejat. Și în aceste zile și mai ales în ziua de Crăciun, cu toții, să îndreptăm o rugăciune, un gând curat și pentru cei care suferă și unii chiar își pierd viața în zilele acestea. Mulțumim lui Dumnezeu că iată noi ne bucurăm de pace și putem să așteptăm și să sărbătorim Crăciunul în aceleași condiții ca și până acum. Cei mai învățați aducându-ne aminte de anii copilăriei, cei mai tineri ascultând poveștile celor bunicilor și simțim și ne străduim să simțim fiorul stâng al Crăciunului. Alții nu se află în această fericită postură și de aceea să îndreptăm un gând către Dumnezeu și pentru ei. Și mai ales copiii care sunt vinovați și ale căror rugăciuni sunt ascultate mai mult decât ale noastre acelor mai îi îndemn să se gândească și la alți copilași. Atunci când îi priveam, mă gândeam și la alți copii din lumea întreagă care au nevoie de un strop de iubire și lumină din partea noastră. Așa cât sărbătoarea Crăciunului va fi trăită în timp plenar, dacă toți ne străduim să fim mai buni, să fim milostivi, să fim iubitori și cât mai uniți în dreapta credință și în dreapta viețuire cu Hristos. Încă o dată eu adresez felicitări și mulțumiri din adâncul sufletului celor trei formații corale și de deosebi oasele ților și vedeți doamna profesoară, corul de copii, Pastia și corala catedrale noastră m-au îmbrățișat, m-au prins la mijloc, dându-vă de înțeles că n-am dorit să plecați. Să mai rămâneți, dacă nu cel puțin să reveniți și cu alte privilegii. Vă mulțumim, vă felicităm. Dumnezeu să vă mulțumesc pentru lucrurile, să vă ajute să vă bucurați de tot ceea ce realizați și nu am nici cea mai mică băiată că veți reuși atâta vreme că vă veți afla sub ocrotirea și bariera doamnei profesoare Luminița Guțanu Stoian, care este și ușor al Coranei, Patriarhiei Romine. Ați fost? Așa ați spus. Ați fost așa la Cucșară, în primă dată. Da. Așa. Pe doamna profesoară ați mai întâlnit-o în primăvară, când a venit Corana Patriarhiei Romine Nicolae Lungu, dirijată de părintele profesor Stelian Ionașu și de asemenea de doamna profesoară. Deci deja dumneavoastră să vă ascult în orașul nostru. Corul de copii și tineri Simon Jacobului pentru prima oară, dar nu pentru ultima. Vă mulțumim, felicitări, vă doriți să petreceți cât mai frumos și cât mai liniștit sărbătoarea Crăciunului, o dată nouă de bobotează și după sărbători să vă reluați activitatea de la urmă de la urmă. Mulțumim, la mulți și binecuvântați!